Salutare din nou, prieteni! Astăzi, 21 iunie, am venit la pescuit pe Sabar, după somn. Am luat-o prin boscheți ăștia, sau mai bine spus, am mers prin boscheți ăștia și am ajuns sub pod. Pe Sabar, din câte știu, se prinde somn. Măreană, ce pește avem pe Dunăre, ce avem și aici. Am ajuns acum 10 minute, am aruncat 3 bețe în baltă. O zonă extraordinar de frumoasă, mai avem pe cineva pe partea aia. Ia uitați, ce frumusețe! Dau la buche de râme, să vedem, poate intră vreun somn sau somotei. Nu contează ce o fi. Contează să tragă ceva. Uite, acolo vreau să scot una, să o arunc acolo chiar lângă salci. Să vedem. Dar mai așteptăm. Buchet de râme. Aici, chiar dacă vine ploaia, nu are cum să ne plouă, că suntem sub pod. Uitați. Apa are undeva la vreo 2 metri, 2 și un pic. Cum ți-o dă? Trebuie să vii să o iei. Trebuie să vii să o iei. Uite, omul vine după o țigară. N-are mult de mers, decât o jumătate de kilometru. Trebuie să urce sus pe bloc. Pe bloc, auzi tu? Pe pod. Sus pe pod. Să treacă șoseaua și să vină la noi. Să-i dăm o țigară. La pescuit, dacă n-ai țigări, e gravidă situația. Uitați pe partea aia acolo, un loc bun exact sub sălciile alea. Dacă se vede, întoarce apa acolo, are un anafor. Nici nu curge prea tare. Data viitoare cred că o să-l încerc și eu pe partea alantă. Dar până atunci să vedem dacă trage ceva aici. Apropo de pescuit, eu merg la pescuit pe diferite râuri sălbatice, lacuri sălbatice. Nu merg doar să vă arăt ce pește am prins sau, mamă, ce mult prind eu. Nu, merg pentru a vă arăta mai mult locuri de pescuit, locuri de relaxare. Și fără bani, bineînțeles. Și așa, o ieșire de seară, să nu dăm bani, să ne și relaxăm puțin. Mai ales că aici e un loc destul de bun. Și pentru un grătărel, dacă... Ia uitați. Lângă piciorul podului aici avem umbră, chiar dacă e cald afară. Aruncăm 2-3 bețe în râu. Și apoi putem să stăm relaxați. Poate între timp trage ceva. Să vă și arăt.
Dar așa cum am spus, dacă este ceva bine, Doamne ajută, dacă nu, iar bine. Omul pe partea aia de la undiță, adică are două undițe care văd că le-a băgat acolo de la plută. A spus că s-a mai luat la un kil jumate, 2 kg, caras, somotei. Așa cum am spus. E pentru relax. Dă-i mă două țigări, mai dai una, să aibă acolo. Arde plămânul, nentule, a? Arde plămânul, dacă nu, nu sunt țigările de norocire. Dar în general când ai prins aici? Și așa, dimineața? Seara? Și dimineața și seara. Uh-huh. Și după masă. Dar are niște perioade când trage. Uh-huh. Când trage nu mai se oprește, trage una după alta. Da? Atunci da. Cred că urcă... Nu știu de unde vine, dar când trage nu mai... Nu poți să-i prins câteodată. Fac, 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 un da. După altul, da. Bun. Poate nimerim și noi seara asta, să tragă unul după altul mai încolo. Depinde cum aveți norocul. E, dacă trage unul după altul, dacă nu, dacă asta am prins, și, am prins pește și păi am prins broască testoasă, dar după ce am prins aia nu mai trage norocul. Ah, păi înseamnă că a intrat broasca testoasă și a speriat. Ai luat și caras aici? Bă, caras, ținut, dacă vrei să iei caras, se împarte. Aha. În partea aia a prins cineva caras. Caras... Ușoară... Ăla... Clan. Clan, asta e mai rar. Uh-huh. Mai pe aici, mai aproape. În partea aia e la fel. E, da, dar aici e zona de somn asta, nu? A? Aici trage somnul. Aici când trage somnul, pleacă de mai... Știi nimic de aia. Trage? Se duce. Se duce, a? Bun așa. Așteptăm să tragă somnul firar mama lui de somn. A prins unul. Dacă știu unde sunt câinii acolo. Nu știu, nu, încolo nu știu. Era unul care a dat la mal și a prins un pește de 30 de kg somn. Aici, pe ăsta? Da. Asta. 30 de kg, da. Ha. Are pește, că intră de aici, intră din, pe Argeș și din Argeș intră aici. Din Dunăre intră pe Argeș. Nu știu de unde vine din partea aia, din partea asta știu că intră în Argeș. Dar în partea asta, de unde vine? Eu nu știu de unde vine. Păi... Eu cam sunt și eu aici, am 15 ani de căsătate. Ne uităm, cred că vine... Păi, tot din Argeș cred că vine dincolo. A, nu, ăsta știi de unde vine? De la... cum îi zice? Firarul mama ei. De la asta unde au ăștia crescătoriile. Cred, nu știu sigur. Unde e parcul ăsta mare care l-au făcut pe aici? La de distracție. De la Gostinari încolo. Nu mai știu să-i zic. Acum. Dar uite, după ce închid ăsta o să mă uit să văd dacă... De unde vine? E pește frumos. Dar dacă aici, în partea aia, în partea aia așa, eu am fost, dar mi-am făcut ciudă singur. Uh-huh. Era apa repede. Așa e. Ce, somn? Ce, păstră? Nu, ăsta păstră. Chinezesc? Nu, nu. E ăla, cum zicem. Crab ten. Ten sau celălalt? Cred că e ten, sau... Știu că. Nu știu tot. Tot așa ca... Chinezesc, novac. Nu, e chinezesc, novac. Cum arăta? Ah?
A? Cum arăta? Era în stil de cărat, dar mai rupt. Ten. Bă, așa era. Ma. Când îmi vedeam, mi-a cucuși, bă. Și dădeam un unț cu râma în fața lui și îmi trăgea. Ma. Nu trăgea. Mai încolo, dar era apa limpede. Uite cum a venit de aici. Era apa limpede, nu? Da, era apa limpede. De aici, dacă mergeți așa, vedeți că se va copia de o pădure. Uh-huh. E, dar vedeți că la mal dați de beton. Am înțeles. Sunt aluze. Da, da, este. Dar până ajungi la beton, nu dai de pom, de crengi, de tot, până ajungi la... Aha. Da, e frumos locul, dar trebuie să... Nu știu, trebuie să știi ceva. Nu trăgea nici neamul, nu. M-am zis că n-am văzut, că nu vedeam. Uite, mă. Uite rațele, da. Da, și eu credeam că nu, de ce nu-mi trage. Aia nu trage din cauza la alea. Alea nu fac voltăceală. Poate ia undița acum și fugi că... Poate ia undița acum și... Pă, tai, o îmboscheți cu ea. Fugi că acum te trezești fără undiță. Nu, am bătit odată, dar aveam mai mică, nu aveam mai. Era din, făcut din băzii ăsta, din sarci. Aha. Nu aveam sarci, aveam și când a fugit... Pac, s-a dus. Da, dragi prieteni, cum vă spuneam, uite, ne-a povestit un localnic aici, s-a prins o mare, se prinde, în schimb, după cum avem noroc. Aventuri pescărești. Vă pup și dacă aveți cumva întrebări, eu vă voi răspunde la orice întrebări, vă voi spune locurile de pescuit, unde merg sau unde sunt aceste locuri, ca să puteți ajunge să dați la pește, să vă relaxați, poate... Aveți și mai mult noroc ca mine. Vă pup și vă doresc fire întinse.